Cătălin Moroșanu a rămas fără permis de conducere, luptătorul a fost prins beat la volan și a rămas pieton pentru 3 luni de zile și a plătit și o amendă de 1300 de lei. Dacă până acum Cătălin Moroșanu a părut a fi un sportiv exemplar, lucrurile par să se schimbe. Sportivul a devenit pieton după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate. Moroșanu circula pe bulevardul Decebal din capitală în momentul în care a fost tras pe dreapta de polițiștii de la rutieră. Luptătorul a prezentat acta tactele, iar după verificare, aceștia au decis ca șoferul să fie testat și cu aparatul etilotest. Însă, ghinion, rezultatul a dovedit o alcoolemie de 0,04 mg alcool pur în aerul expirat. Din imaginile filmate de un alt șofer se vede că Moroșanu este destul de neliniștit de întâlnirea cu polițiștii și a devenit destul de nervos. Avea și de ce. Polițiștii au luat permisul pentru 90 de zile și l-au pus să scoată din buzunar 1300 de lei amendă. Cătălin Moroșanu a apucat să se mai urce la volan doar pentru a parca mașina, iar apoi, apoi a plecat pe jos.